Am avut o discuție în care am întrebat dacă există sprijin politic în cazul în care vom constata că obiectivul nostru de a adopta bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârșitul anului nu poate fi atins pe calea dezbaterilor parlamentare, dacă există sprijin pentru angajarea răspunderii, și am primit susținerea conducerii Partidului Național Liberal pentru această procedură în cazul în care luăm decizia de angajare a răspunderii. Calendarul de angajare a răspunderii prevede următorii pași: adoptarea proiectului sau proiectelor de lege în cadrul ședințelor Guvernului, convocarea birourilor permanente reunite ale celor două camere pentru stabilirea calendarului, acordarea unei perioade de timp pentru parlamentari, pentru grupurile parlamentare, ca să poată depune amendamente pe proiectul sau pe proiectele de lege pe care Guvernul își angajează răspunderea, și ședința de plen la care Guvernul prezintă proiectul sau proiectele de acte normative în plen. După ședința de plen, curge termenul de 3 zile privitor la posibilitatea de contestare la Curtea Constituțională, după care mai este nevoie de o ședință, termenul de 3 zile pentru moțiunea de cenzură, dacă se depune moțiune de cenzură, iar în cazul în care nu se depune de moțiune de cenzură, mai este necesară o convocare a plenului uneia dintre camere pentru a se anunța în plen termenul de atacare la Curtea Constituțională, după care urmează promulgarea legii. Cea mai bună dată pentru plen este pe data de 23. În cursul zilei de mâine vom lua decizia privitoare la procedura pe care o vom decide pentru adoptarea legii. Repet, obiectivul nostru este acela ca, până la data de 31 decembrie, România să aibă un buget din partea Guvernului Liberal. În ce privește alegerea primarilor în 2 zile? Deci, urma procedura parlamentară sau ne trece tot la suparea răspunderea, având în vedere că astăzi... La ora actuală, pe evaluările noastre, există o majoritate în Camera Deputaților, unde se află în dezbatere 3 proiecte de lege: proiectul de lege al Partidului Național Liberal, proiectul de lege al USR și proiectul de lege al PMP. Singura problemă care o avem este că PSD s-a întors la perioada lui Dragnea, în care nici măcar nu se mai permite înregistrarea la microfon a propunerilor de introduce pe ordinea de zi în ședințele de birou permanent al Camerei Deputaților. Ședința de astăzi a biroului permanent al Camerei Deputaților a fost o ședință care a adus aminte de perioada în care Dragnea era la butoanele Camerei Deputaților, în care nu ni se permitea nici măcar să propunem modificări pe ordinea de zi. Cu siguranță vom încerca și în plen să introducem pe ordinea de zi. După cum ați văzut, au renunțat la convocarea ședinței de plen. Se pare că și ședința de plen de mâine ar urma să fie anulată, pentru că le este frică de dezbaterea și de adoptarea acestor 2 acte normative. Este vorba de proiect de lege privind alegerea primarilor în 2 tururi și de respingerea ordonanței 40, care a schimbat modalitatea de alegere a președintelui Consiliului Județean prin alegerea președintelui Consiliului Județean cu majoritate relativă. În ceea ce ne privește pe noi, susținem alegerea primarilor în 2 tururi și respingerea acestei ordonanțe 40 pentru a se reveni la sistemul de alegere a președintelui de Consiliul Județean de către consilierii județeni. Deci am avut o primă întâlnire și avem în continuare întâlniri cu partenerii noștri politici pentru a discuta pe tema bugetului, pentru a ține cont de punctele de vedere exprimate de partenerii noștri în forma finală a bugetului. Evident că suntem deschiși și, repet, procedura de angajare a răspunderii permite depunerea de amendamente de către parlamentari și de către grupurile parlamentare. Iar în ceea ce ne privește pe noi ca guvern, suntem deschiși la
acceptarea acelor amendamente care pot avea consecințe benefice asupra economiei, asupra societății sau asupra anumitor segmente din populație. Puteți să ne dați exemple despre buget referitor la tăierea subvențiilor pentru partide? Cât vor fi tăiate? Cu siguranță că încă n-am luat decizia finală, pentru că avem acest proces de consultare al partenerilor noștri politici din USR, PMP, ALDE, UDMR, Grupul Minorităților. Avem câteva propuneri, pentru că este necesară restrângerea anumitor cheltuieli nenecesare. În acest sens le-am prezentat partenerilor propunerile noastre. Înghețarea indemnizației celor care ocupă funcții de demnitate publică la nivel național, județean și local. Se știe că indemnizațiile sunt calculate în funcție de salariu minim. În urma creșterii salariului minim prin hotărârea de guvern adoptată săptămâna trecută, ar fi trebuit să crească indemnizațiile celor care dețin funcții de demnitate publică. Decizia noastră este de a nu crește ca urmare a creșterii salariului minim și de a păstra indemnizațiile la nivelul anului 2019. De asemenea, în propunerea noastră va exista o reducere a subvenției alocate către partidele politice. Sigur că aici e un subiect mai sensibil, având în vedere că anul 2020, în anul 2020 vor avea loc două alegeri, alegerile locale și parlamentare, dar în ceea ce ne privește pe noi, cred că o reducere a subvenției pentru partide este necesară și credem că orice partid poate, cu propunerea pe care noi am formulat-o, în mod rezonabil să susțină campaniile electorale, cu atât mai mult cu cât în cazul localelor, fiecare echipă locală care candidează din partea fiecărui partid are posibilitatea să aibă contribuții care se decontează dacă sumele de bani sunt cheltuite în conformitate cu prevederile legale. Deci, campania de locale afectează mai puțin activitatea partidelor, pentru că în campania de locale se decontează către candidații la funcțiile de primar și de consilier local și de consilier județean, se decontează sumele cheltuite în campanie. În cazul nu știu la ce declarație vă referiți. De asemenea, dați-mi voie să continui, că sunt mai multe măsuri. Aici vreau să fac precizarea foarte clară. Măsura pe care o propunem legată de cumulul salariului cu pensia nu restrânge dreptul persoanelor care astăzi lucrează în instituții publice și în companii deținute de stat de a munci. Singura problemă este că nu vom accepta ca o persoană care s-a pensionat să primească simultan și salariu și pensia. Dacă s-a pensionat, înseamnă că a vrut să se pensioneze și ca atare, dacă totuși dorește să lucreze în continuare, nu îl împiedicăm să lucreze în sectorul privat, dar dacă vrea să lucreze în sectorul public, va trebui pe perioada în care lucrează să nu beneficieze de plata pensiei. Sigur, urmând ca după ce își termină perioada în care lucrează, să beneficieze de o creștere a pensiei corespunzătoare cu contribuțiile pe care le are în perioada în care desfășoară activitățile specifice unei funcții publice. Deci, practic, interzicerea cumulului pensiei cu salariu în sectorul public este o măsură care nu restrânge dreptul la muncă, decât că dacă omul alege să rămână să primească salariu, nu mai primește pe perioada în care lucrează pensia. Deci declarațiile mele sunt foarte clare pe tema asta. Acum depinde cum e adoptată, care e forma în care se adoptă. Cert este că atât Partidul Național Liberal cât și USR avem două proiecte de lege pe care noi le susținem, oricare din ele intră în dezbatere. Noi susținem foarte clar, asta e decizia politică a partidului, ca
pensiile să fie calculate pe baza principiului contributivității, cu excepția pe care am stabilit-o, și asta e decizia noastră politică, să permitem plata pensiilor de serviciu pentru cadrele militare. PSD a aprobat acolo la Curtea Constituțională bugetul de stat, dacă va fi adoptat prin angajarea răspunderii. Nu credeți că e o formă prin care bugetul ar putea să întârzie, deși nu vă doriți acest lucru? Mă interesează mai puțin ce face PSD. Din punctul meu de vedere, este fundamental pentru România ca toți cetățenii români, toate firmele, toate autoritățile locale să știe foarte clar la ce să se aștepte de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Lucrul ăsta se întâmplă așa în toate țările civilizate și, de altfel, guvernul, nu guvernul nostru, guvernul, în conformitate cu legea finanțelor publice, are obligația de a înainta Parlamentului legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat până la data de 15 noiembrie, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că, dacă vă aduceți aminte, practica guvernelor PSD a fost să adopte bugetul chiar în timpul anului respectiv. Bugetul pe 2019 s-a adoptat în luna martie, după cum bine țineți minte. Aștept solicitarea sumelor necesare pentru plata integrală a drepturilor salariale și după reconstituirea fondului de rezervă, care știți că a trebuit să-l folosesc pentru a achita obligațiile statului român în baza titlului executoriu obținut de frații Micula. După reconstituirea fondului de rezervă, vom aloca din fondul de rezervă al guvernului sumele necesare, astfel încât ITM să poată să facă plata integrală a drepturilor salariale pentru angajații din inspecțiile teritoriale de muncă. În cursul acestei săptămâni ne propunem, normal că nu mai avem atât de mult timp ca să putem să le plătim restul de drepturi salariale care nu au fost plătite. Cert e că am cerut un raport. Este clar că cei de la ITM nu au formulat solicitarea de suplimentare a bugetului, nu au luat în calcul faptul că prin plata sumelor de bani câștigate de angajați în instanță vor rămâne fără bani suficienți pentru plata salariilor. N-au ținut cont de acest aspect, au luat decizia să plătească. Asta nu e rău că au luat decizia să plătească. Rău este că n-au avut capacitatea să solicite la rectificarea bugetară sau la ultima decizie de alocare din fondul de rezervă a sumelor solicitate de Ministerul Muncii a sumei necesare pentru plata salariilor, ceea ce arată o incompetență crasă. PSD sare din lac în puț. Inventatorii pensiilor speciale sunt cei de la PSD. Inventatorii sistemului privilegiat al multor categorii în cursul pensionării sunt cei de la PSD. Numai ei au putut să inventeze ca pensia să calculeze în funcție de... Ne-am întors în direct, oameni buni. Telefonul cu coarnă s-a înroșit în timp ce vorbea premierul. Ce s-a